Salutare și bine ați revenit la HackerRank Challenge, episodul 25. Astăzi o să rezolvăm viral advertising și haideți să citim cerința să vedem despre ce este vorba. Nu se spune că Hackerland Enterprise, da, o firmă, adoptă un, o nouă strategie de advertising, de publicitate. Când lansează un nou produs, ei își promovează produsul la exact 5 oameni pe social media în prima zi jumătate din acei 5 oameni dau like uh, reclamei și fiecare dintre ei șeruiește reclama cu alți 3 prieteni. La începutul celei de-a doua zi vom avea 6 oameni care primesc reclama pentru că jumătate din 5 este 2, da? observăm că nu lucrăm cu jumătate de măsură, deci 2 ori alți 3 care au șeruit fiecare cu cei trei prieteni ai lor, sunt în total șase oameni care primesc reclama. Da, în fiecare zi, numărul de recipiente pe 2, adică jumătate din, 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 cei care primesc reclama, dau like reclamei și o vor șerui cu alți trei prieteni în următoarea zi. Presupunând că nimeni nu primește reclama de două ori, Trebuie să determinăm câți oameni au dat like reclamei până la finalul zilei, începând de la ziua lansării ziua 1. De exemplu, să zicem că vrem să aflăm câte like-uri a primit reclama până la ziua 5, da? Și avem aici un mic tabel în care ni se explică, da, pe fiecare zi, câți oameni, cât practic shared este numărul de oameni care au văzut reclama, câți oameni au dat like și câte like-uri cumulative au fost. Deci în prima zi, 5 oameni, da, la ziua lansării, 5 oameni primesc această reclamă, 2 dau like și share cu alți 3 prieteni, deci în următoarea zi vor fi 2 ori 3 persoane care au văzut, care vor vedea reclama, adică 6, din ăștia 6, jumătate dau like și share cu alte 3 persoane, deci 3 ori 3, 9, Următoarea zi, jumătate din ăștia o dau like și share mai departe cu alți trei prieteni, 4, 3, 12 și așa mai departe, da? Bun, ni se spune că trebuie să implementăm viral advertising function în editor și că trebuie să returneze numărul cumulativ de oameni care au dat like reclamei la un timp dat, da? După un număr de zile, practic că are un singur parametru și anume numărul de zile. Bun, vedem aici și o imagine o să o deschid într-un alt tab, da? Vedem, practic, cum se propagă reclama. Uh, uh, cei cu verde sunt cei care au dat like sau cei care au văzut reclama, habar n-am. 2, 3, 4, cred că sunt cei care au dat like, da? 2, 3, 4, că pe noi like-urile ne interesează, 2, 3, 4, da? Sunt numărul de like-uri, cum se propagă numărul de like-uri pe uh, zile, da? Bun. Avem aici un, uh, un exemplu, Print the number of people who like the advertisement during the first 10 days. Adică să uh, printăm numărul de oameni care au dat like reclamei în primele N zile. De exemplu, în primele 3 zile, 9 oameni. Da? Așa cum se vede aici. Uh, 2 cu 3, 5 cu 4, 9. După cum se vede și din graficul ăsta, 2 cu 3 cu 4 fac 9. da. Bun. Și ni se explică aici că doi oameni au dat like reclamei în prima zi, 3 oameni au dat like reclamei în a doua zi și patru oameni au dat like reclamei în a treia zi. Deci răspunsul este 2 plus 3 plus 4, adică 9. Haideți să mergem și noi în editor să vedem cum implementăm uh, problema asta, cum rezolvăm problema asta. În primul rând că vom avea nevoie de două variabile de tip integer și una va fi uh, people, de exemplu, sau persons adică persoane care văd reclama, în prima zi, bineînțeles că vor fi 5, deci îl inițializăm pe people cu 5. Uh, și a doua va fi numărul de like-uri, pe care o inițializăm cu 0. Și acum o să iterăm print, cu, cu o buclă de la 0 la numărul de zile date, da, câte zile ni se dau. Să zicem int uh, day, să zicem 0, day mai mica n, day plus plus, ca putem să zicem, să fie mai explicit, day, da? Bun, deci în primul rând ni se spune că jumătate din numărul de oameni interacționează cu reclama. Așa că o să facem people, o să împărțim numărul de oameni la 2. Asta este numărul de oameni care dau și like și vom face likes, plastic people. Și apoi la final vom mulți practic people cu 3. Dacă share fiecare persoană care vede reclama și dă like, share cu alte 3 persoane. Da? Și vom face people este în mulții cu 3. Și așa aflăm numărul cumulativ de like-uri. Dar la final vom returna likes. Deci ce am făcut aici? Iterăm. În primul rând că am inițializat people, pentru că ni se spune că în prima zi văd 5 oameni de reclama. Numărul de like-uri este 0. Apoi începem să iterăm prin numărul de zile de la 0 la n. Putem să facem că likes egal cu people pe 2. Nu știu de ce am ales abordarea asta așa. People pe 2. Și dar, da, tot, tot acolo am fi ajuns în cele din urmă, deci e ok. Deci, înjumătățim numărul de oameni, pentru că ăștia sunt cei care interacționează cu reclama, în primul rând, da? Așa ni se spune că. 5 pe 2 equals 2 în primul rând, da? Mai departe, cei care interacționează cu reclama sunt cei care dau like, deci putem să adunăm mai departe people la numărul de like-uri. Observați că este, asta este o adunare cumulativă, da? Deci nu supra-scriem valoarea, la fel și la people aici, ci luăm valoarea, o împărțim la 2 și o reasignăm. Apoi luăm people și mulțim cu 3 pentru că ni se spune că fiecare persoană care vede reclama și interacționează cu ea mai dă share mai departe cu alte 3 persoane. Și următoarea dată când va intra în buclă, la fel se va întâmpla același lucru, se va împărți people la 2, numărul de like-uri va fi egal cu numărul de people și apoi mulțim people cu 3. Da? Haideți să dăm un run să vedem dacă totul este ok. se pare că primele două teste au rulat și au trecut ok. Dăm și submit. Doar 5 teste. Slăbuți, slăbuți. Da, se pare că toate testele sunt ok, au trecut foarte rapid. Cam asta e problema destul de simplu. La multe din problemele pe care le-am prezentat aici în challenge-urile de HackerRank, consider că cerința este destul de confusing și, și nu, nu prezintă datele cum trebuie. Dar dacă ar fi cerințele astea mai concise, problemele ar fi ar părea mult mult mai simple, dar ăștia pe care postează pe HackerRank au tendința să complice foarte tare o problemă relativ simplă, dacă nu foarte simplă. Da, cam asta a fost și challenge-ul de astăzi. Mersi că te-ai uitat și ne vedem în următorul challenge.